Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului în această seară. Discutăm despre politică și nu numai, discutăm despre minerit, energie, dar și despre creșterea unui partid politic care pe mulți dintre noi ne-a uimit la alegerile parlamentare. Discutăm despre aur, despre Alianța pentru Uniunea Românilor, un partid care la Gorj a scos un procent destul de mare, nu a reușit să-și trimită un reprezentant în Parlamentul României, cum s-a întâmplat în Județul Dolj. Dar cu toate acestea este un partid care promite și care începe să își spună cuvântul pe șicherul politic și aici la noi în județul Gorj. Invitații mei din această seară sunt domnul Nicu Fuciu, care se află în dreapta mea, președintele Aur Gorj. Bună seara, domnule Fuciu! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc mult, domnul Nicu Bunoaica, pe care îl cunoașteți cu toții, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia, sindicat care a reușit să pună în mișcare angajații din CEO, organizând aceste acțiuni de protest care sunt în vervă și în forță, zic eu, de două săptămâni la Târgu Jiu. Bună seara, domnule Bună seara. Bunaca. Dar alături de noi se află și domnul Ringo Dămureanu, De deputat AUR, vicepreședinte al acestui partid politic. Domnul Dămureanu ne-a onorat cu prezența. Nu a venit degeaba la Târgu Jiu, ci a venit pentru a se implica în problemele care există în județul Gorj, dar și evident pentru a coordona AUR Gorj. Bună seara, domnule deputat. Bună seara, vă spun și eu. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea, sunt lucruri foarte importante care s-au discutat astăzi la Târgu Jiu, cel puțin în întâlnirile pe care le-ați avut dumneavoastră astăzi. Aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnule Fâciu, v-ați -ați implicat în foarte multe probleme care ne-au atras atenția nouă opiniei publice, mass media, în ultima perioadă, Vorbim pornind de la educație până la probleme sociale, minerit, energie. Aur este prezent pe eșicherul politic și nu știu cum faceți, dar totdeauna vă implicați în probleme care pentru alții par greu de realizat. De data aceasta vreau să vorbim despre dorința dumneavoastră de a ajuta minerii și energeticienii din complexul energetic Oltenia. Se discută foarte mult despre acest proiect privind reducerea vârstei de pensionare. Așa cum deja ne-ați obișnuit în ultimele luni, ați apărut și ați spus că sprijiniți această acest demers al salariaților CEO. De ce faceți acest lucru, domnule Fuciu? Pentru că Complexul Energetic Oltenia este un gigant economic al județului Gorj, în primul rând, unde foarte mulți oameni din județul Gorj lucrează și își câștigă un salariu. Din păcate, se pare că nu este atâta de bun. Pentru munca prestată. De aceea, domnii se află în stradă și protestează. Și, în primul rând, trebuie să ne gândim la viitorul acestui complex. O mai spuneam și o mai spun, dacă ne uităm în trecut, vedem în viitor. Și trecutul ne arată că merge din ce în ce mai prost acest complex. Trebuie să vedem care sunt. Punctele acestea slabe care au adus și duc în continuare complexul energetic Oltenia uh, într-un picaj total, economic. Iar uh, referitor la uh, domnii sindicaliști care protestează, eu am fost primul, adică Partidul Aur, care m-am alăturat. Ne-am alăturat, A, chiar am fost în ei. piață și uh, am vorbit cu domnul Nicu Bunoica mm. și am vrut să văd revendicările uh, dânșilor. Uh, chiar le am în mână și sunt cinci în total. Uh, ce interesează pe dânșii, și am avut o discuție de câteva ori, ne-am întâlnit, uh, reducerea vârstei de pensionare pentru angajații din societatea complexului. Energetic Oltenia. Și, bineînțeles, discuția de sporuri care unii beneficiază, unii nu beneficiază. Cu inechitate salarială da. de data da. asta. Da. Eu cred că acești oameni trebuie să-și să primească acești bani, iar condițiile de muncă ale dânșilor din complex sunt critice. Cum lucrează, în ce condiții lucrează. Sunt de acord cu această, 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 această revendicare, dar domnul Bunai, când m-am dus în piață, uh, i-am întrebat dacă interesează și viitorul CEO. Pentru că una este să cer, niște, să cer niște drepturi care ți se cuvin, dar trebuie să ne interesăm și ce vom face de aici încolo. Dacă se închide CEO, degeaba, da, mai ai drepturi. Uh, și uh, chiar. Uh, i-am solicitat domnului Bunuaica și dânsul a zis că da, susțin toți liderii de sindicat uh, și uh, soarta CEO. Și aici la punctul 2 chiar văd solicităm oficial clarificarea situației societății complexului energetic Oltenia SA pentru viitorul apropiat și îndepărtat. Pentru că, cum spuneam, aici scrie, este un gigant economic al județului. Dacă acest complex va pica, Va fi o tragedie pentru județul Gorj, o tragedie economică. Așa este. Din păcate, sistemul politic se pare că vrea asta. Cei care sunt la putere și cei care au fost. Pentru că ăsta este rezultatul de ani de zile. Și nu pentru putem... că nu vedem implicare din da, cealaltă da. direcție. La punctul 3, când am avut o discuție cu domnul Bunaica la fel, am deschis subiectul despre un audit la acest complex. Și da, uitați, chiar scrie, domnul Bunai, că a băgat aici, dorim un audit la societatea Complexului Energetic Oltenia de urgență, pentru a putea identifica firmele și societățile comerciale abonate la banii societății, dar care au în spate clasa politică românească, interesele mafiei din sindicate și a grupurilor de interese ascunse care cauzează societatea. Deci, dacă acești oameni vin și spun că sunt grupuri politice care îngenunchează acest complex și care au firme căpușe acolo băgate. Sunt lucruri de notorietate în sensul a, că s-au dovedit aceste lucruri în ultimii ani. Soarta ceo va fi drastică dacă nu se ia, se, se ia măsuri. La punctul 4 dorim recuperarea datorilor în regim de urgență de la Unitatea Administrativă Teritorial Teritorială Craiova, unde Societatea Complexului Energetic Oltenia a livrat agent termic pentru municipiul Craiova din și județul... Și livrează continuare, dar Bun. din păcate s-au înregistrat foarte multe datorii. Știți ce scrie aici? Dacă s-a recuperat aceste prejudicii de ordinul miilor de miliarde de ron... Doamna Ana Maria, milor de miliarde de ron... Deci, deci vorbim sunt bani de niște foarte buni. Da. Iar Dar ce... și tot politic, ce... totdeauna s-a intervenit pentru ca uh, municipiul Craiova să nu rămână fără căldură și apă caldă. Și de fiecare dată, obligat, forțat, așa, complexul energetic Oltenia a închis ochii și a dat în continuare cărbune pe datorie pentru. Păi este adevărat, suntem vecin. Olden, suntem nu e problema. Trebuie, trebuie să, ne ajutăm. să existe un sprijin, dar trebuie să existe și o plată pentru acest sprijin, pentru că acești oameni în minerit muncesc, scot cărbunele, îl livrează, sunt niște costuri, dar, da. din păcate. Banii pentru ceea ce livrăm spre Craiova nu vin uh, atât de repede sau aproape deloc sp înapoi spre complexul și energetic. Și referitor la ce am mai cerut eu, domnului Bunoi, ca să solicite un inventar general, pentru că uh, anumiți domn care au firmele căpușe în uh, complexul energetic Oltenia, se bazează pe uh, programul Tranziția Justă și încep. Ieri dimineața, alarter dimineața, am primit două telefoane și mi-a spus, domne, vă spun fix ce mi-a spus oamenii. Nu putem să sunăm nici la PNL, nici la PSD, nici la alte partide că ei au firmele băgate în complexul energetic Și, și tot dacă ei spune, probabil, -ar da afară. Exact, Dar am și ales tot să ei probabil sunăm, vor beneficia da, de. Dar am ales să vă, să vă sunăm pe dumneavoastră că știm că nu aveți nicio treabă cu complexul. Ajutați-ne că au început să vandalizeze, au început să tragă. Um, Utilaje pe dreapta să le desfacă să înceapă să vândă Informațiile este... sunt destul de, de grave dacă sunt, se dovedesc a fi reale Eu cred că și domnul ca poate să spun acest lucru Cu siguranță, dacă cu știre... siguranță Interesant este că dumneavoastră îi susțineți că chiar ați venit cu sugestii la aceste revendicări pe care le au cei care protestează deja de două săptămâni în piață. Aș vrea să-l întreb pe domnul deputat și salariații CEO din județul Dolj, pentru că sunt două unități energetice acolo la Craiova, protestează și ei în piața prefecturii deja de câteva zile. Sunt sindicatele de la Ișalnița și de la Craiova 2 care protestează. Știu că erau invitate la protest și sindicatele indicatele de la Turceni, pentru că sunt mai aproape acolo de, de județul Dolj. I-ați văzut, domnule deputat, pe acești protestatari în piața prefecturii din Craiova. Vi se pare că fac bine, că protestează, că își cer drepturile și cum îi puteți susține? I-am văzut astăzi pe colegii de la Gorj, pentru că eu aseară am venit foarte târziu de la Parlament și Asta în urma discuției cu domnul președinte Nicu Făciu. Din Parlament, astăzi nu prea a lipsit multă lume, pentru că este ziua în care se dezbat amendamentele la proiectul legii bugetului de stat pe anul foarte 2021. Important. Însă, domnul președinte Făciu a insistat foarte mult că oamenii din Gor și, în mod special, colegii din menărit doresc să primească această deschidere din partea partidului nostru. Noi suntem cel mai nou partid parlamentar, dar vreau să vă spun că suntem cu deschiderea cea mai mare către lucrători și aici pot să vă spun cu mare satisfacție, eu însumi sunt sindicalist și nu am părăsit, a fost promisiunea pe care am făcut-o alegătorilor din județul Dolj, și poate asta a și făcut diferența, le-am promis că dacă o să mă voteze, nu voi părăsi sindicatul. Și asta face ca să merg la lucru, și mâine voi fi la lucru, și sâmbătă, și duminică, atât cât pot. Și oamenii vin, inclusiv audiențele, le țin la sediul sindicatului. Asta e un lucru foarte bun, că dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă mișcarea sindicală, înțelegeți ce înseamnă. Faptul că oamenii din sindicate luptă pentru drepturi și nu de fiecare dată sunt lăsați să facă asta Și cu atât mai mult înțelegeți că în momentul în care se cer drepturi există și presiuni de partea cealaltă pentru ca oamenii să tacă și să-și vadă de treabă da. Ce vreau să vă spun, m-ați întrebat dacă m-am întâlnit și rămân datur cu acest răspuns Venind aseară târziu și plecând de dimineață spre Târgu Jiu, nu m-am întâlnit cu confrații din Craiova din județul Dolj însă vedeți este vorba de organizații și dat fiind că provin din, din zona asta lucrătorilor știu că aici e foarte sensibil subiectul și anume dacă reprezentanții organizațiilor au această deschidere așa cum domnul președinte Bunoaica a manifestat-o astăzi și dânsul ne-a spus că ne am întâlnit și cu alte partide ne întâlnim și cu voi ne întâlnim și cu alții Asta înseamnă o gândire foarte curată, foarte bună, Correct. foarte uh, sănătoasă și în favoarea oamenilor. Dacă alții spun, întâlnind doar cu ăla, indiferent și dacă a fi să nu vină, noi tot cu el ținem, iar cu ceilalți care sunt deschiși nu vor să o facă, atunci e o problemă. Și vă spun că uh, știu venind din lumea sindicală că atunci când un uh, politician se apropie de grupul tău și nu-l dorești, poți să-l și trimiți la plimbare. Și atunci nu este cea mai potrivită, da, nu-i nu cunosc întâmplător pe colegii dumneavoastră de la Craiova sau din zona Turceni sau Ișarnița, dar am toată deschiderea sigur față de ei. Până la urmă, între cele două activități, cea sindicală și cea de senator, parlamentar să-i spunem, sau deputat, potrivit legii 62, respectiv legii 96, termenul este unul și același, reprezentant. Deci noi toți suntem reprezentanți. Unii doar ai lucrătorilor, alții ai întregului popor. Deputații și senatorii sunt reprezentanți întregului popor. Și vreau să profit de această ocazie să vreau. le spunem spectatorilor că parlamentarii nu sunt ai unui partid. Odată ce ei intră în parlament, sigur, sunt afiliați politic, unui partid din care au provenit, dar... Ei, de fapt, noi suntem plătiți de popor în egală măsură. Orice parlamentar este obligat să acorde audiență, să aibă deschidere și să stea de vorbă cu orice cetățean pe orice temă, pentru că noi nu suntem plătiți de un partid, să ne înțelegem. Noi suntem plătiți de popor. Îl spunea cineva, un domn la telefon, știți că și eu și dumneavoastră lucra la finanțe apărăm statul și am spus dumneata reprezint sau aper statul dar noi poporul pentru că parlamentarii sunt aleși de popor de asta zic că trebuie și oamenii trebuie să știe că au acest drept de a se adresa absolut oricărui parlamentar din județul Gorj sau din România este dreptul lor, pot să meargă și la mai mulți parlamentari și cu cât vor obține un sprijin mai mare și mai consistent în Parlament, cu atât este mai bine, nu este nicio problemă Cu siguranță Domnule Bunoica, cum vi se pare sprijinul acesta a celor de la AUR? Aici avem de față doi reprezentanți ai partidului, ai organizației de la Gorj în a vă susține în demersul dumneavoastră faptul că acest proiect de lege este acum la Camera Deputaților, cel privind reducerea vârstei de pensionare, la care s-au depus între timp amendamente, pentru că liberalii spuneau că nu e constituțională legea, dacă va fi trecută. Cred că înseamnă foarte mult pentru dumneavoastră. Știu că ați discutat și cu celelalte partide politice, dar faptul că un parlamentar dintr-un alt județ, care are într-adevăr legătură cu complexul energetic Oltenia și cu o funcție de vicepreședinte la centrul partidului, vine să pună umărul alături de dumneavoastră la acest proiect, mie mi se pare de o semnificație deosebită. Eu sunt liderul protestatarilor. Protestul nu este al meu. Este al minerilor și energeticienilor. Acest protest nu este politizat. Avem Aici. deschidere către toate partidele politice, mulțumim celor care vin la discuții. Până la urmă, în acele comisii de muncă sunt tot deputații care reprezintă poporul, cum a zis. Cu siguranță și deputat. mi se pare extraordinar de bună. Adică trebuie să aprecie urechea și deputat. către noi. noi, cei din Piața Prefecturii. Nu a venit să închidem mineritul, cum am mai spus. Deci, în revendicările noastre ne punem întrebarea și ce vom face cu mineritul, pe lângă proiectul de lege, care este atât de necesar. De ce? Noi credem că este de ajuns 30 de ani în acele condiții. Noi, minerii, ieșeam la pensie pe timpul comuniștilor, tot la 30 de ani de muncă și 52 de ani de vârstă. Deci, este același lucru că avem anumite contri din partea unor partide politice, cum este a celor de la guvernare, că dau exemplu, nu că vin aici ca să îi critic, pentru că nu au aplicat urechea spre noastră și ne-au pus întrebarea că nu avem contributivitate. ne am spus, bun, nu avem necontributivitate, dar pensiile speciale, de unde a avut? Că avem găuri, că suntem pe pierdere. Am spus, a fost decizie politică ceea ce s-a întâmplat banii care trebuiau pentru că noi am fost privați de aceste drepturi ni s-au luat și alții ne-au furat pe partea cealaltă adică avem energie neplătită la Craiova avem la Timișoara cărbune dat neplătit avem la Ran, știți și dumneavoastră la Severin, dădeam cărbune și nu primeam banii yeah. și eram trimiți în 75% pentru că nu se putea asigura uh, salariile să nu mai vorbim că ne taxează și la acea energie tehnologică, adică în termocentrale și în cariere este lege care spune că noi trebuie să plătim acele certificate verzi. De ce l-am plătit? Să ne dea bani înapoi. Domnule Vulceanu, te anunț că avem contributivitate. Avem bani destui pentru o mână de miner. Impactul financiar este foarte mic, pentru că oamenii deja au condiții deosebite se plătește acei 10 ani, este vorba de finanțarea de la Uniunea Europeană pentru 2 ani în așteptare, este vorba numai de un an. Atât pentru fiecare om. Deci o sumă foarte mică. Deci statul, spuneți dumneavoastră, poate să acopere această Menețios. lipsă cu ghilimelele de rigoare de contract? Atâta timp bui, cât au luat decizii politice atunci de a dat de pomană, nu? Făcând găuri în Complexul Energetic Oltenia și ținându-l numai pe pierderi și având atâtea taxe și accize, noi nu putem să mergem niciodată să ne redresăm, chiar dacă nu ne luăm salariile. Pentru că suntem din toate părțile taxați, indiferent unde ne... Deci putem să ne gândim la orice suntem taxați. De aceea nu putem să ne revenim uh, niciodată. De aceea îi rog pe toți parlamentarii de gorj și cei din toată țara și domnii cu care am stat de vorbă, că am avut întâlniri cu toate partidele politice. Domnii au fost primii care ne-au întrebat când au văzut protestul. Era normal un lider politic de aici din Gor să zică dar ce se întâmplă cu dumneavoastră, ce doriți dumneavoastră. Deci trebuie să subliniem că Aur, cei de la Aur au fost primii care v-au băgat om, în seamă și v-au da, și întins o mână de ajutor. Au urmat în avalanșă, pe au venit cei de la usr care sunt de acord și au adus amendamente au urmat uh, cei de la psd cu care am avut discuții, n-am politizat, n-am chemat niciun lider, dar este bine venit acolo să spună oamenilor un punct de vedere. Nu înseamnă că politizăm dacă vine și spune, domnule, ne-am dat seama sau nu ne-am dat seama sau unde este greșeala, de ce nu putem face acest lucru sau că putem face acest lucru și putem rezolva acest conflict. Pentru că nu este treaba noastră întinerea personalului, trebuia să fie politica complexul conducerii acestui complex, a ministerului, care trebuia, odată și odată, tot trebuia să ieșim la pensie, nu? Noi avem vârsta 53 de ani. În 2 ani cu acel amendament la lege ieșim toți, nu? Nu mai rămâne nimeni. Atunci ce facem? Prelungim vârsta de pensionare la 60 de ani, zic și eu? Ca să nu. rămână oameni acolo în Dar sunt. Numai eu am adus, cred că, peste 300 de dosare cu tineri care vor să lucreze aici. Chiar am rămas marcat dimineața, am citit că, citesc presa și am văzut acolo, spune tinerii din România uh, sunt folosiți ca niște sclavi. Lucrează de la ora 6 la ora 22, undeva în străinătate. Da, pentru că acasă Da, dar zice cineva păcate... care nu știe, dă un comentariu și spune, dar de ce nu vine România să muncească? Dacă vine în România, nu are ce să muncească. Pentru că oamenii politici uh, nu au găsit soluții de a nici măcar de a înlocui uh, cărbunele. Pentru că... Noi suntem o aceasta ne-a fost anunțată de mult timp, dar, din păcate, nu am luat-o în considerare. Orașele noastre sunt monoindustriale. Noi nu avem. N-am dezvoltat ceea ce algema... trebuia să dezvoltăm în ultimii ani. Domnule da. Fuciu, sunteți un partid spre care se îndreaptă atenția românilor în ultima perioadă, în special aici, a gorjenilor. Ați început să fiți luați în considerare asta și pentru faptul că nu aveți un trecut politic care să vă arate cu degetul și să spună ăia de la aur au furat, ăia de la aur au promis, ăia de la aur nu știu ce au făcut deci aveți un trecut imaculat și un prezent în față cum ați reușit ce, cu ce planuri vă faceți pentru viitor să atrageți cât mai mulți membri în partid păi, în primul rând orice rezultat vine prin muncă <coughs> trebuie să muncim pentru a ne crește numărul simpatizanților, să atragem cât mai mulți uh, simpatizanți alături de noi, să înțeleagă uh, programul nostru, linia noastră pe care mergem noi ca și partid. Și uh, acum, eu spun că depinde și ce vor face parlamentarii noștri în parlament. Din ce am văzut, uh, au o activitate bună, adică Pun pe primul loc interesul cetățenilor. Și asta este cel mai important lucru pentru că, așa cum spunea domnul deputat, poporul i-a pus acolo și trebuie să, să lucreze pentru, pentru popor. Pentru, pentru popor. Trebuie, trebuie să gândim pe viitor să, să venim cu altă concepție de a face politică. Uh, nu, de, 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 să venim cu concepția, domne, vreau o funcție, să văd ce afaceri îmi fac eu acolo, uh, domne, eu văd lucrurile că dacă vrei să, să faci ceva în viață, pune mâna și studiază în domeniul în care te pricepi și du-te și muncește în acel domeniu și vei câștiga satisfăcător. Dar dacă visezi la sume din astea uriașe în care. Pe care să, să le câștigi peste noapte? Da, și visezi la funcții și nu ești totuși să ai puțin sânge de, de român în tine, nu cred că adică nu zic că nu vei vei reuși în politică. Dar trebuie să faci anumite jocuri murdare. Noi sperăm să ai, să demonstrăm ai oamenilor nu cred că ai reușită dacă împotriva celor care și au pus o încredere și o speranță. Cu siguranță. Aur are o imagine pozitivă în momentul de față în Parlamentul României, aveți o imagine publică bună și vreți să vă bateți pentru bugetul, acest buget care s-a creionat, de care noi știm foarte prea puțin. Ne-am fi dorit să fie mai mare, dar, din păcate, ni se anunță doar investiții, investiții și mai puțin investiții în partea socială și în bunăstarea românilor, pentru că se taie pensii, se tă... alocațiile nu sunt majorate. Pe partea asta de social se, se, se taie intens și ni se spune din partea actualului guvern că România are nevoie de investiții. Cum vedeți lucrurile de acolo din Parlamentul, domnule deputat? Cum va fi bugetul? Ce ne așteaptă în Aș perioada mai zi următoare? Aș să, să închei vă capitolul rog. cu colegii din MNRI, deoarece noi în prima zi de depunere a jurământului am jurat să respectăm Constituția și legile. Una dintre legi este cea referitoare a Codul Muncii. Codul Muncii spune că înainte de orice alte obligații ale angajatorilor, ale societății, să achită obligațiile salariaților. Nu mai putem cere la infinit oamenilor să strângă cureaua neam de neamul lor, au strâns-o părinții, au strâns-o bunici, au o strângem și noi și până la infinit, până când exact am povestea cu măgarul că a murit când se obișnuise să nu mai mănânce. Deci nu putem să ajungem să le cerem la oameni să se obișnuiască să nu mai consume. Sunt niște datorii care se acumulează și înainte de orice trebuie să venim la punctul zero. Oamenii trebuie să-și primească drepturile, după care această chestiune de restructurare. Eu sunt președintele Comisiei de Constituționalitate din Camera Deputaților și de ieri sunt membru și în Comisia de Muncă, în acea comisie în care se discută aceste amendamente care îi privesc în general pe lucrători sunt apropiat sau sunt sensibilizat de chestiunea minieră, deoarece o vreme foarte scurtă, eu vin din zona administrației publice, dar am fost desemnat de Confederația Meridian, propus, și am făcut parte din conducerea complexului energetic Hunedoara. Doar o lună și vreo două săptămâni, puțină vreme, pentru că evident că nu am fost agreat acolo, ei se întâlneau o dată pe lună, ori la București, la sediul Ministerului Energiei, fie la uh, Petroșan, la complexul energetic. După intrarea mea, întâlnirile au fost cu o frecvență săptămânală. În fiecare săptămână era o întâlnire București sau Petroșan, și când au început să meargă lucrurile, și directorul care nu-și făcea treaba, l-am și schimbat și tot, contrar voinței ministrului și uh, a celor care conduceau atunci. Au decis că pe mine trebuie să mă înlăture, pentru că nu trebuiau să meargă lucrurile și cei care au îngropat și nu-și făceau treaba acolo, ei trebuiau menținuți. Asta era dorința ministrului Toma Petcu, ca acel director care nu performa și pentru care el nu răspunsese cerințelor Consiliului de Administrație al Societății, și aici le știu foarte bine, pur și simplu nu-l interesa, a fost, se dorea să fie menținut. Prin votul pe care eu l-am dat a fost înlăturat și a fost pus un alt director. Mai departe nu mai știu pentru că am văzut că următorul director nu a luat nicio parte a salariaților și se pare că era așa o înțelegere în acel sistem. Acum vedeți țara are niște posibilități foarte mari pe chestiunea de, în direcția de atragere de fonduri europene dar în direcția proprie ă, suntem după un an de zile de pandemie. Uitați-vă câte sectoare aproape că s-au închis sau abia dacă mai respiră. 6. Și este. Și încasările la buget sunt tot mai, tot mai mici. Dacă până în pandemie vorbeam de o țintă de deficit de până în 3%, acum se dă o veste bună că va fi undeva la 7, 2, 7, 4%, bineînțeles că cei care sunt la guvernare vor să ducă banii ăștia către zona investițiilor pun ghilimele pentru că știm foarte bine că din aceste investiții și ați văzut pe pielea dumneavoastră se pot trage foarte mult și foarte ușor sume de bani simplu că lucrătorii unii dintre ei înțeleg unii nu dacă îți plătește cinstit salariul el de acolo nu are ce să profite pentru că banii intră în mod normal la bugetul de stat contribuțiile și în buzunarul lucrătorului sumele nete. Ori dacă iau pâinea de la gură lucrătorului român și o duc către așa numitele investiții, discutabile de altfel, ați văzut câtă vreme lucrurile astea nu s-au întâmplat, atunci evident că de acolo se pot scoate niște bani mai mult sau mai puțin, albi sau negri sau legat de investiții și de activitatea noastră în Parlament. Vreau să vă spun că 30 de ani nu am auzit ceea ce am să vă spun dumneavoastră, dar eu o să vă spun acum, constatată cu propriile simțuri, în Parlament se mai și muncește. Asta e un lucru foarte bun. Eu personal lucrez acolo cât se poate până noaptea târziu, luni seara am plecat ultimul, chiar îmi spunea o doamnă director de acolo, zice, dar astăzi foarte conștiincios stați la toate în temele sunt lunea până seara târziu la întrebări și interpelări adresate miniștrilor uh, și miercurea dimineața când nu vine foarte multă lume, dar cei care sunt într-adevăr să și văd care sunt interesați de problemele românilor vin, fac și declarațiile politice, absolut toate ca să atragem atenția. De asta vă spun săptămâna asta, am ridicat luni. O problemă importantă pentru locuitorii județului Dolj, și mai ales perut acolo äh, Craiova Bechet, pentru că acolo este un um, de drum internațional deschis traficului internațional, că e portul bechet, și acolo este un pod pe care se circulă doar pe parte de șase ani de zile. Și oamenii au fost foarte încântați în toată zona respectivă că s-a intervenit în Parlament și s-a ridicat această problemă, pentru că e o mare, mare problemă de siguranța traficului și de. Am pus chiar întrebarea, cine va răspunde dacă vor fi morți acolo? Voi primi răspunsul scris de la minister. Și ieri am uh, avut o declarație politică în care am spus că și Oltenia dorește să fie legată de Europa, și Oltenia dorește să fie legată de Transilvania, și Oltenia dorește să fie legată de Balcani, uh, Bulgaria, Grecia, în sensul în care avem nevoie și în Oltenia de o autostradă. Craiova este cel mai mare... Oraș dacă vreți singura capitală De Euroregiune care nu are nicio perspectivă. Oltenia nu are nici măcar metrul de autostradă pe care îl are Moldova Cu siguranță și noi ne batem aici la gorci pentru drumul expres care să ne legem măcar de Craiova Ce să mai visăm la autostradă Da În rest s-au depus vedeți noi fiind un partid care are piloni națiunea Familia Da Credința și libertatea, ne axăm foarte mult pe astfel de direcții. De exemplu, am cerut bani să se financeze școlile din Ucraina și din Serbia, unde ar trebui să existe învățământ în limba română. maternă, limba română. Bătăliile sunt foarte mari, nu sunt așa de ușor de neglijat, pentru că în urmă cu o săptămână am invitat doi reprezentanți de frunte ai celor 300.000 de, români vlach din vara Timocului președintele Partidului dinamului Românesc din Serbia, doctorul Preda Bălașevici, care a făcut facultate la Craiova și președintele Asociației pentru Cultura Românilor Vlach din Serbia, Ariadne Filum, domnul și George au fost la Parlament, au fost vizibile aceste întâlniri, presa centrală a fost foarte interesantă de interesată de prezența lor, le-au alocat emisiuni întregi și spații largi, iar drept răspuns, astăzi am primit informația că uh, Belgradul Vrea să oficializeze acolo, în regiunea asta de 300.000 de români, o așa numită limbă vlahă. Adică oamenii vorbesc românești, dar ei de fapt să spună că vorbesc altceva, tocmai pentru exterminarea noastră etnică. În timpul ăsta, România a stat 200 de ani cu spatele la frații români de acolo și vedeți, sunt probleme care țin în primul rând de identitate. Primul lucru cu care te prezinți undeva este identitatea. Cine sunteți, prezentați buletinul de identitate. Acolo scrie cine ești, unde locuiești și Corect. când ai născut. Deci despre asta vorbim. Sunt foarte multe aspecte de acest tip. Noi nu dorim ca anumite instituții, cum ar fi și președinția României și serviciile secrete, să nu primească bani tot mai mult și tot mai mult și aceste sume de bani se le ducem către uh, proiecte sociale. Așa este, aveți o doctrină foarte bună, poate sunt puțin cei care o știu. Cert este că vă vedem în Parlament, vedem ceea ce faceți pentru, pentru România. Cert este că avem așteptări de la aur, chiar dacă... Să vă spun drept, dacă îmi spunea cineva de aur undeva la alegerile locale, spuneam ce este aur, pentru că nu știam. Ați reușit să luați teren foarte mult și asta și pentru că românii sunt dezamăgiți de ceilalți politicieni, sunt supărați că doar li s-au făcut promisiuni și nu, partidele nu și le-au dus la îndeplinire și au pierdut încrederea în oamenii politici care păreau de valoare. Și atunci s-au gândit că îndreptându-și voturile către oameni din comunitatea lor, de lângă ei, care gândesc ca ei, care suferă la fel ca ei, poate că vor schimba ceva Deci aur înseamnă pentru mulți dintre români schimbare Aici la Gorj îmi spunea domnul Făciu că s-a obținut 7% pentru deputați, 8% pentru Camera Deputaților, mi se pare un procent destul de bun pentru un partid nou. Vreau să mă gândesc că peste patru ani de zile, când vor fi alegeri, aproape patru ani, aur va face o figură extraordinară. Ne pregătim de asta și să știți că suntem nu doar primul partid care în ultimii 20 de ani cel puțin și-a afirmat o doctrină și a prezentat-o ca să o înțeleagă toată lumea, dar suntem primul partid care a înființat o școală politică proprie, o academie politică, atât pentru parlamentari cât și pentru toți liderii noștri din teritoriu care doresc să se școlească în probleme de economie, sociologie, absolut toate problemele care țin de uh, interesul major al cetățeanului. Lucrurile astea o să le vedeți. Eu sunt la dumneavoastră astăzi a doua oară în acest platou și vă mulțumesc de invitație. Cu drag. Data trecută, aștept, uh, atunci când am fost, uh, colega dumneavoastră, regia de emisie, a pus un film în care, o înregistrare în care un politician de aici, din Gorj, uh, se certau doi politicieni locali și unul dintre ei l-a acuzat pe celălalt uh, exprimându-se că a făcut o declarație de aur șoșoacă. Astăzi vă anunț că nu mai vorbim în acești termeni. În urmă cu două săptămâni am luat parte la ședința Biroului Național de Conducere al Partidului Aur, în care prin consens, deci cu unanimitate de voturi, s-a hotărât uh, despărțirea de fosta noastră colegă. Uh, vreau să vă spun și să spunem și lucrurile astea. E foarte simplu, vedeți cu un telefon, poți să apeși pe un buton de live și să spui aici vrute și nevrute, trei zile și trei nopți, că vei face și că vei drege. Vorbim de în numele aici... întregului partid. Nu, vorbește în numele tău și spui, uitați, eu să vedeți ce o să fac și ce o să drec și undeva și abuzând de funcția pe care o ai. Să spui că la comisia unde sunt o să fac și o să drec. Comisiile din Parlament, vedeți, nu au organe de anchetă, nu au procurori, nu au poliții, nu au... Sunt câțiva angajați la fiecare comisie. Și eu la Comisia de Constituționalitate am câva, la Comisia de abuzul la fiecare. Aceste comisii sunt în special de pentru petiții, în primul rând. Dar și dacă ai fi șeful poliției, nu cred că ați văzut în 30 de ani vreun șef al poliției să-și pună telefoane și să spună acum îi spar și distrug și ne și cu tare. Noi nu putem, e ușor să-l păcălești pe om, să știți. Foarte simplu și mulți oameni săraci în așteptarea, eu înțeleg foarte bine pe oamenii simpli. Pentru că ei nu mai au răbdare și nu au nici puterea de a schimba niște lucruri. Și dacă cineva îi mai cere să mai aibă răbdare 5 minute, nu mai e dispus să o mai facă. Dar vedeți de multe ori o poziție din asta foarte radicală, dar care în spate nu are prea multă înțelepciune, nu are prea multă răbdare. Nu duce foarte departe. Înțelepciunea și. și, și gălăgia nu au legătură. Înțelepciunea și lipsa de răbdare la fel nu au legătură. Ați întrebat dumneavoastră, întrebareți ca să mă exprim multenește că suntem olteni mai devreme, că de ce noi astăzi stăturăm mult de vorbă cu frații din minerit. Păi dar nu poți, dacă nu stai suficient de timp, nu aloși suficient timp, nu poți, noi am văzut atâția oameni care au avut funcții mari, au venit cu o mașină, vâl vâl 5 minute, da ce vă doare și la revedere, sau nu deloc. se poate de asemenea s-au inflamat un pic câțiva gorjeni pe eu prefer să le spun tot timpul oamenilor ceea ce gândesc ridicaser o anumită temă și am spus că e nevoie ca pe tema respectivă dintre noi cei de aici să ne documentăm pe tema respectivă și numai bine că Dumnezeu a trimis acești colegi sindicaliști care au venit foarte frumos cu tema făcută. Deci, la orice discuție trebuie să mergi și scris, și oral. Și să explici Degeaba clar. zici că vorbești într-o comisie dacă nu depui un material scris Foam. ca să vadă informații și cifre. Și invers. Degeaba a trimis scris dacă tu nu ești în stare să mergi să susi calea cea mai bună și metoda cea mai corectă este să-ți faci temele cum trebuie și să mergi să le susi. Asta înseamnă că nu ai nimic de ascuns și asta înseamnă că mesajul transmis de tine este unul corect. Deci eu cred că încet încet vom merge pe drumul bun pentru că văd foarte mulți oameni deschiși către acest dialog, ceea ce pentru mine este îmbucurător. Că oamenii aflați în necaz acceptă să sta de vorbă, nu întorc spatele și în același timp vă spun Aici pot să vă fac o confesiune. Chiar soția mea a zis, zice, sunt foarte bucuroasă pentru tine, că te văd că ești fericit. Ești fericit datorită colegilor. Tot timpul îi povestesc, avem colegi, îmi pare rău că nu este și colegul Nicu Făci acolo, majoritatea sunt chiar mai tineri decât mine, dar foarte inimoși, foarte inimoși, implicați numai dacă vă citesc de pe grupurile astea de comunicare internă cu toate problemele, cu spitale municipale, cu portul de la Constanța, cu tot felul de lucruri de interes major, sunt extrem de implicați, toți cer ajutorul, haideți veniți cu mine, depun întrebări, interpelări, depun e amendamente. Bine că sunt așa, până la absolut, urmă. absolut. absolut asta să se, știți. se dorește. Cetățenii asta își doresc ca parlamentarii noștri să fie implicați să empatizeze cu oamenii și să le înțeleagă problemele. Și evident să le rezolve dacă stă în puterea lor să facă asta. Da. Este dureros. Am avut foarte mulți parlamentari aici în studio și chiar îmi spunea un domn senator care a rămas uimit că la un cerc de domni senatori se discuta despre niște probleme de genul că erau depășiți de ele și dânsul se uita e la primul mandat și spunea, mă uitam așa foarte curios cum de dânsii care aveau două, trei mandate la activ se văd neputincioși din poziția asta de parlamentar. Adică unde trebuie să ajungi ca să nu mai fi neputincios. Da, adică și dacă asta tu ești vorbit. acolo, atât de sus, și și acolo, uh, uh, vorbiți între dumneavoastră parlamentarii, domnule, dar ce da. facem aici? Dar nu avem ce da. să facem aici. Perfect. Dar facem ați aici? Pus, atunci, ați, ce facem aici? atunci și de jos. Ați ridicat ce să mai zică? o problemă extraordinar de, de bună și asta am discutat astăzi, și anume faptul că greșim dacă îi considerăm pe parlamentari altceva decât ce spune în lege. Ce este parlamentarul? E profesorul nostru? nici vorbă. E deșteptul clasei, nici vorbă. Parlamentarul e reprezentantul nostru. El a fost ales politic. A fost ales pentru că el a spus ceva ce noi am fost de acord. Că direcția Correct. respectivă pe care a indicat-o am considerat-o normală. Dar de aici și până a aștepta, domnule, închidem totul, mergem la culcu și vedem mâine ce vor face politicienii. Nu. Eu, de îndată după ce s-au câștigat alegerile, știți că a fost un de mulțumire în toată țara și la Târgu am fost și la Creva și le-am spus la oameni foarte clar, din secunda respectivă să nu vă așteptați că vom face ceva singuri. Deci absolut nimic. Cu ajutorul oamenilor. Absolut nimic. Dacă doriți să facem niște lucruri, trebuie neapărat să le facem împreună. 20 de ani cât am lucrat la sindicat și încă sunt la fel, am spus oamenilor, am două mâneci. Noi avem membri din toată România și am spus că unii sunt foarte mulțumiți, de la foarte mulțumiți la așa. Aceeași organizație. Care e diferența? În funcție de care trage mai bine de mânecă. Cel care spune vino aici, hai să le rezolvăm problema, aia, te duci. Cel care astăzi nu a spus vino aici, mâine va spune dar n-a făcut nimic partidul ăsta sau sindicatul ăsta pentru noi. Deci depinde de implicarea noastră foarte mult. Și atunci, fiecare dintre noi, de ce țara are nevoie în primul rând de, nu de politicieni? Că de politicieni a săturat 30 de ani. Noi nu suntem politicieni, noi suntem aleși din, de aici. Are nevoie în primul rând de specialiști. De oameni care să știe să fi studiat niște probleme și să vină și să le spună, am nevoie de susținere în problema acutare. Despre asta avem nevoie. Noi suntem doar pe partea de drepturi și de libertăți și sus, dăm țării o anumită direcție. Sunt oameni mult, incomparabil mai deștepți decât parlamentarii. Nu trebuie să spunem că sunt parlamentarii niște feți frumoși. Nu, ei sunt cei care votează. Și atunci lor trebuie să le explicăm, le spuneam colegilor, ca unui om care nu știe nimic, dar care poate să mă ajute. Și trebuie să explic, uite asta, 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 tu ești dispus să mă ajut sau nu. Credeam că o să mă întreba și vă ridic eu tema asta dacă sunteți de acord să o punem. Că tot a spus presa și ieri și alaltări, în ultimele trei zile, toate posturile naționale, radio și televiziune, Întreabă de acel amendament la legea 55 cu purtatul măștii. Da, știu că Aur este destul de vehement la acest capitol. Ce veți face? Da, sunt, sunt autor acelui amendament care a trecut prin, împachetat într-o mulțime de alte lucruri. Un așa numit PLX-31. PLX, 31. PLX înseamnă pe scurtat un proiect de modificare a unei legi sau ordonanțe. Așa se numește intern în Camera da. Deputaților. O puteți găsi pe. Și acest amendament ce făcea? Aș propunea să aprobe o ordonanță a Guvernului, dacă nu mă înșel numărul este 192, care aproba, modifica legea 55. Legea 55 spunea că este obligatorie purtarea măștilor în spațiile publice închise. Ordonanța Guvernului, dar încă o dată să ne înțelegem, Voința Parlamentului României, exprimată prin această lege, a fost obligativitatea purtării măștii în spațiile publice închise. Punct. Guvernul a venit și a tăiat închise și a rămas obligativitatea purtării în spațiile publice. Or, acest lucru a creat confuzie în rândul, chiar a trecut și prin Comisia de Egalitate de Șanse, unde noi avem câțiva membri în respectiva comisie. Nu sunt doar de la Aur, bineînțeles, sunt de la toate partidele, dar s-a speculat că, uite, faptul că erau acolo câțiva reprezentanți ai Partidului Aur, înseamnă că Aur susține ca să fie masca obligatorie peste tot. Și atunci s-a făcut un amendament în care. Se explică ce se înțelege prin spații publice. Și noi am explicat prin spații publice să înțelege instituții publice. Că nu înseamnă că și pe stradă, și oriunde, până la urmă ce, pe câmp, undeva nu e spațiu, că da. o să consider un drum pe câmp, pe care nu circulă nimeni, trei zile ar fi un spațiu public și înseamnă că omul e obligat să nu mai poată respira. Deci să înțeleg că, practic, urmarea acestui amendament, acum avem voie să, purtăm, să nu, nu purtăm. Amendamentul este, nu este aprobat, este doar introdus De ce este introdus? Ca să către. Dacă da. va trece, Au fost, asta înseamnă uh... că, cum spuneați dumneavoastră, pe câmp putem să mergem și fără. Da, noastră. da, și pe stradă, mai puțin în zonele aglomerate. Dar, acum, vedeți dumneavoastră. Unii au spus, dar se va interzice. Nu, Doamne ferește, nu se interzice. Orice cetățean care dorește să-și pună max, dacă vrea poate să poată, să-și pună și zale de oțel de sus până jos, crezând că cineva l-a putea protegează. ucide. Da, dacă el crede că îl poate ucide cineva cu cuțitul în mijlocul străzii și pune un costum de oțel, nu e interzis și așa merge pe stradă. Dar masca este un instrument care... A fost foarte studiat de, de fel și fel, de institute de cercetare, universități și toate celelalte. Ea și bibă mulți microbi, adică nu Așa trebuie este. să exagerăm. Sunt persoane care au probleme respiratorii, sunt persoane care nu, nu cred că lucrul ăsta se întâmplă în aer liber, de aia aer, aer liber, până și fumatul e permis în aer liber. Așa este. Nu, eu sunt de acord cu acest amendament al dumneavoastră. Vă spun că este o problemă care trebuia clarificată, să sperăm că trece și că se mai schimbă ceva din nebunia aceasta. Spații legată publice, de mijloace de transport în comun, locuri de muncă, ăstea sunt domeniile în care este deci, și spații comerciale. Deci instituții publice, spații comerciale, locuri de muncă și mijloace de transport în comun, da. Vă mulțumesc mult, mai avem doar două minute, vreau să concluzionăm. Domnule Nicu, aveți încredere, aur vă promite că vă va sprijini. Nu este într-adevăr singurul partid politic, dar și spre deosebire de ceilalți, cred că au făcut un pas mai mare spre dumneavoastră, odată că au fost primii care v-au luat în considerare în momentul în care pichetați în piața prefecturii și în al doilea rând, uită, au organizat o astfel de întâlnire cu persoane uh, uh, cu funcție la nivelul organizației centrale, parlamentari, cei de la DOL și colegii dumneavoastră chiar spuneau domnul Vulceanu că vrea să adune parlamentarii din Oltenia să-și dea mâna pentru susținerea acestui proiect. Uite, a venit bănia la noi de data asta. Se fac pași în sensul ăsta, iar aur are un merit în acest sens. Eu le mulțumesc și dumnealor, le mulțumesc și la ceilalți parlamentari care au stat la masa dialogului cu noi și au înțeles ce dorim. Am înțeles acel proiect de lege și situația din complexul energetic. Am înțeles că cum am mai spus și mă repet nu dorim închiderea complexului pentru că am adus variante. Dorim ca Partidul Aur și celelalte partide să se implice într-un audit care îl vom cere și noi sindicatele. Adică să vedem până la urmă de ce s-a ajuns în această situație. Ca noi să fim în stradă ca și complexul energetic să aibă o soartă Grea, pentru că trebuie să gândim real aici, nu vor fi afectați numai 12.000 de mineri, încă zeci de mii nu care sunt. Și aici vă spun, simt nevoia și datoria să vă spun ca și Craiovan, încerc scuze, nu știam acest aspect și nu mi se pare normal ca unii să doarmă în căldură și alții să moară de foame. Așa este. Asta legată de căldura Asta s-a profitat dată... politic mai mult ca sigur. dă cărbun ca pe vremea noastră să fie cald și oamenii să zică că o duc bine. Și la sfârșit când tragem nota de plată, alții care vor Bine, din urmă, și plătesc. Să plătească. Nu e normal. Nu este corect. Domnule Fuciu, eu zic că s-a făcut încă un pas. Ați demonstrat încă o dată că organizația de aici de la GOR se implică Mi-ați mai demonstrat pe parcursul emisiunilor trecute pentru că vreau să o spun și pentru domnul deputat De fiecare dată când există un subiect cu maximă importanță care afectează comunitatea să știți că colegii dumneavoastră de aici de la Gorj sună, intervin, spun, suntem alături de dumneavoastră și în problema gunoiului de aici, groapa de gunoi care ne poluează olfactiv și în problema claselor desfințate de la școlile din Gorj, abuziv, zicem noi și în alte probleme, să știți că sunt foarte atenți și de fiecare dată nu doar că intervin, iau legătura cu persoanele implicate și încearcă să-i contacteze. Chiar că acum a sunat cineva din Sindicatul Învățământului de la și pe tema asta, pentru că ne-am întâlnit și lucrurile par să meargă spre bine, nu, domnul Făciu? De asta da. vreau să vă mulțumesc pentru felul în care sunteți atenți și pentru felul în care încercați să ajutați, pentru că deocamdată încercați, dar se pare că demersul dumneavoastră mișcă lucrurile. Este de datoria noastră, pentru că ne-am băgat într-o. Uh, Luptă, zic eu, așa, în care uh, vrem să, nu știu, să reprezentăm cu adevărat cetățeanul. Dar, revenind, revenind la domnul Bunoica, vreau să îl rog foarte mult pe domnul Bunoica și toți liderii de sindicat și uh, cetățenii acestui județ să înțeleagă faptul că acest complex energetic nu trebuie să dispară cu toate că va fi foarte greu să, se, să nu dispară. Va dispărea, cu siguranță, cu toate luptele pe care noi Asta le vom... Asta se transmite, nu da. se mai dă energie pe cărbune, uh, energie verde... Problema ar... este următoarea. Acest complex, la acest complex trebuie să fie un uh, inventar general, iar acest complex, să nu înțeleagă politicienii că trebuie uh, destrămat, trebuie vândut la fier vechi, trebuie conservat. Pentru că nu știm dacă uh, energia verde va face față peste 5 ani sau 10 ani, vom vedea că nu este un... Uh... Vorbeam cu domnul Nicu da. Cunoaica, cu câteva zile de nebunia care s-a întâmplat în Texas, deci uh, nu poți să ții o țară fără căldură sperând că bate vântul sau că este soare afară. De aceea trebuie mulți vor uh, râvni la tot ce înseamnă complexul energetic dacă se va închide. Dar trebuie conservat. Nu trebuie să se atingă nimeni de un cap de ața acolo. Foarte interesantă optica. Vă las pe dumneavoastră, domnule deputat, să încheiați. Poate aveți un mesaj de transmis și poate să ne spuneți când mai veniți și cu ce ocazie. Aici poate aveți alegeri, poate vreți să adunați cât mai mulți oameni în jurul dumneavoastră. Mesajul meu este unul de bucurie și de apreciere pentru dumneavoastră, ca și post de televiziune, că Mulțumim. aveți această deschidere de a pune niște lucruri în discuție, fără să aveți o atitudine răutăcioasă față de anumite categorii, unii sau alții, sau față de cei care protestează. Și în ceea ce mă privește, așa cum am spus și data trecută, voi veni cu bucurie oricând veți aprecia că prezența noastră e utilă pentru telespectatori. Uh, Mă bucur că aici crește un coleg ca Nicu Făciu, pentru că el este implicat și dovada faptului că la liceu de arte s-a rezolvat o problemă și în alte părți se pun în discuție niște probleme, se spune că 50% din probleme se rezolvă doar dacă se puse discuție. Dacă nu le pui, dacă le pui nu este sigur dacă se vor rezolva, dar e o șansă. Dar dacă ceea ce este sigur este că dacă nu le pui în discuție, n-au nicio șansă să se rezolve. Vom sta de vorbă în continuare și cu minerii și atât că depinde de fiecare, e bine să o facem. Noi nu trebuie decât fiecare să ne facem datoria acolo unde suntem, indiferent care ar fi poziția noastră. Bună seara și la revedere tuturor telespectatorilor și dumneavoastră în egală măsură. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc tuturor. Doamnelor, domnilor, nu uitați, AUR sprijină minerii și energeticienii, AUR se implică în problemele comunității de aici, de la Gorj. Rămâneți alături de noi, noi ne revedem mâine seara la aceeași La revedere!